Nu se pune problema ca pensiile speciale să fie eliminate, dar ar putea crește vârsta de pensionare, asta a declarat ministrul fondurilor europene, Marcel Boloș. Reforma pensiilor speciale este asumată prin PNRR, iar schimbările la lege ar trebui să fie făcute în săptămânile următoare, asta pentru că țara noastră trebuie să nu piardă banii europeni. Xenia Croitoru ne explică mai multe chiar acum. Bun găsit tuturor! Pensiile speciale nu vor fi eliminate, însă vor exista modificări în ceea ce privește legislația în domeniu. Asta pentru că țara noastră s-a angajat prin Programul Național de Redresare și Reziliență să modifice legislația în vigoare printr-un jalon care va fi implementat până la finalul acestui an, iar de anul viitor legislația va trebui aplicată. Ce înseamnă acest lucru? Ministrul Marcel Boloș susține că vârsta de pensionare pentru pensiile speciale nu ar mai trebui să fie de 45 de ani și ar trebui crescută această vârstă de pensionare, dat fiind faptul că există forță și putere de muncă la 45 de ani și atunci, spunea ministrul Marcel Boloș, nu înțelege de ce nu ar putea fi crescută această vârstă de pensionare. Pe de altă parte, o altă modificare în legislație presupune următorul aspect, că nu poate exista o pensie mai mare decât salariul pe care angajatul l-a avut la momentul respectiv. Ar urma să fie eliminat și acele tertipuri, să spunem așa, pe care mulți le adoptă în momentul în care sunt pe funcții și au salarii destul de mari. Vorbim despre diverse sporuri care sunt introduse pentru ca la momentul pensionării pensia să fie una destul de mare. Se vor elimina și aceste decizii care pot fi introduse în acest moment pentru ca la momentul pensionării pensia să fie una ridicată. Practic, vorbim despre modificări drastice pentru pensiile speciale în acest moment. Spuneam că legislația în vigoare va trebui modificată până la finalul acestui an, iar de anul viitor vom vedea și aplicată această nouă lege.